Bună seara și bine v-a regăsit. Observăm în acest circuit electric această rezistență variabilă. Este o rezistență de putere, e o rezistență de 50W, care alimentează în circuit serie acest bec electric. Iar mișcând axul central al acestei rezistențe, obținem un curent mai mare sau mai mic, funcție de poziția axului pe materialul rezistiv. O să vedem îndată. Obținem un curent mai mic sau mai mare, iar tensiunea electrică de alimentare a becului este funcție de curentul dat de rezistență mai mic sau mai mare. Să ne uităm mai atent și la această rezistență. E o rezistență de 50W, observăm, cu o valoare de 1 kΩ, adică 1000 de ohmi. Este alcătuită din acest punct fix pe care se montează acest ax rotativ și acest ax este conectat la acest cursor. Din punct de vedere electric este montat aici, acest cursor, iar mișcând acest cursor pe această peliculă făcută din o rezistență bobinată estimată la vreo 50 sau 1000 sau 100 de spire, observăm că avem o rezistență bobinată pe care culisează acest cursor. Acest cursor, funcție de numărul de spire pe care îl are în dreptul său, ne oferă aici la această bornă un curent mai mare sau mai mic în circuit, funcție de consumatorul pe care îl avem și funcție de poziția cursorului. De exemplu, la un consumator de 5W, cum avem acest bec electric, obținem, să conectăm borna aici așa, obținem un curent mai mare sau mai mic funcție de poziția cursorului, așa. Observăm că pe măsură ce îndepărtăm cursorul, așa, filamentul becului se aprinde din ce în ce mai puțin, iar la apropierea către borna plus a alimentării obținem un curent mai mare, deci becul se aprinde mai tare. Variația curentului este dată de prin legea lui Ohm. O să vă las link în descriere. Legea lui Ohm este acea teoremă prin care se definește curentul dintr-un circuit funcție de rezistența electrică din circuit. Cu cât rezistența electrică din circuit este mai mare, cu atât curentul din circuit va fi unul evident mai mic prin acea teoremă. Observăm și la acest circuit teoretic desenat, avem plusul și minusul alimentării, iar circuitul se închide prin acest bec electric de 12V, după cum vedem în imagine, iar variația rezistenței aici, dacă avem un număr mai mare de spire pe măsură ce îndepărtăm cursorul, avem un număr mai mare de spire, iar un număr mai mare de spire înseamnă o rezistență mai mare, iar prin teorema, prin legea lui Ohm, avem o rezistență mai mare, deci un curent mai mic. Pe măsură ce apropiem cursorul spre plusul alimentării, adică spre sursa de alimentare, obținem o rezistență mai mică, deci practic un număr de spire mai mic al rezistenței electrice și astfel becul se va alimenta la o tensiune mai mare, pentru că intensitatea curentului din circuit crește odată cu numărul de spire mai mic. O altă teoremă mai este și legea lui Joule-Lenz. De ce ne trebuie legea lui Joule-Lenz sau teorema lui Joule-Lenz, după cum o cunoaștem mulți dintre noi? Pentru că disiparea termică din circuit este foarte importantă atunci când utilizăm o simplă rezistență, cum este această rezistență variabilă de putere, sau un montaj electronic care, de exemplu, are un tranzistor de putere, cum este acest tranzistor, montat pe radiator de răcire, pentru că avem în interiorul capsulei acestui tranzistor un
bloc de siliciu care debitează, disipă o anumită temperatură foarte mare, acea pastilă de siliciu este conectată direct mecanic la capsula principală a tranzistorului, iar acesta va trebui montat pe radiator de răcire. Ce înseamnă acea căldură pe care o disipă? Se calculează prin legea lui Joule-Lenz, acea căldură, și reprezintă puterea electrică pierdută în circuit. Deci, practic, nici când utilizăm montaje electronice, de exemplu cu tranzistoare, cum este acest montaj, vă las link în descriere, este un montaj electronic acolo interesant, care e construit cu acest tranzistor de putere. O disipație termică a unui tranzistor de putere înseamnă o pierdere de putere. La utilizarea unei rezistențe în anumite situații, bineînțeles, pentru că nu în toate situațiile se poate utiliza o simplă rezistență variabilă, cum este aceasta. În anumite situații nu mai e nevoie să utilizăm musai un rezistor variabil sau un montaj electronic, mai ales. Pentru că această rezistență variabilă, având o putere suficient de mare, este o rezistență de 50W și alimentând acest bec de 5W, nu va disipa căldură prea mare, pentru că are un corp destul de baban, de solid, este bobinată pe acest corp de ceramică și căldura degajată de numărul de spire a rezistenței este una foarte mică. De aceea, în unele situații, nu mai e nevoie să utilizăm montaje electronice cu care să facem reglarea puterii sau tensiunii într-un circuit electric. Reglăm tensiunea dintr-un circuit electric, reglăm și puterea electrică, pentru că variația curentului din circuit este una evidentă. Un alt avantaj al acestui tip model de montaj electric simplu, care poate înlocui în anumite situații un montaj electronic complex sau un montaj electronic oarecare, este faptul că acesta poate fi alimentat, am notat aici, observăm pe schemă, 24V, poate fi alimentat la o tensiune mai mare. În cazul montajelor electronice avem o tensiune electrică de alimentare strictă, pentru că putem să avem o serie de pericole, de exemplu, dacă becul este de 12V, trebuie să nu ne permite să alimentăm cu intrarea montajului electronic, pe intrarea în montajul electronic să avem o tensiune mai mare. Montajele electronice de regulă au tensiuni fixe, au tensiuni foarte stabile cu care se alimentează, eventual tensiuni electrice stabilizate, iar dezavantajele pot fi unele nu chiar atât de mari, dar o serie de dezavantaje avem și la montajele electronice, mai ales dacă utilizăm tranzistoare bipolare de puteri mici. Nu este cazul în cazul acestui tranzistor, e o putere foarte mică disipată, dar în cazul în care utilizăm un tranzistor de putere mică, o să avem o disipație termică mai mare și atunci utilizăm mai bine un rezistor variabil, cum este acesta. Ce se întâmplă? Putem alimenta la tensiuni mai mari acest montaj electric simplu, pentru că avem acel număr de spire foarte mare a rezistenței și acel număr de spire se va opune trecerii curentului electric și astfel becul se va alimenta în siguranță. În cazul în care vrem să nu depășim prea mult tensiunea de alimentare a consumatorului, putem utiliza în afara acestui rezistor o rezistență, de exemplu, conectată aici, la intrare, aici în serie, aici, sau se numește RS, rezistență serie, pentru a limita tensiunea maximă a becului atunci când ne apropiem de cursorul de borna alimentării. Pentru a proteja consumatorul, montăm o rezistență de limitare, RS sau RL.
rezistență de serie sau de sarcină sau rezistență de limitare. O altă variantă mai este și, bineînțeles, montarea unui rezistor adițional aici și astfel putem să facem o anumită variație a curentului mai mare sau mai mică în circuit sau putem să utilizăm o rezistență aici care să ne limiteze, deci practic aceste două rezistoare prin echilibru, astfel le notăm cu R1, R2. Prin montarea acestor două rezistoare putem face un echilibru între ele și astfel consumatorul se va alimenta la mișcarea cursorului rezistorului variabil, se va alimenta într-o anumită limită de tensiune electrice, de exemplu prin calibrarea R1, R2, prin calibrarea divizorului rezistiv format din R1, R2, bineînțeles tot din rezistențe de putere compus, putem alimenta acest bec, de exemplu, între 8 și 11 volți sau funcție de cum le balansăm aceste două rezistențe, cum le tatonăm. Bun, sper că a fost destul de util acest material video. Ne întâlnim în episoadele următoare cu lucruri cât mai interesante despre proiecte tehnice, automatizări, surse de energie, electronică aplicată, tot felul de proiecte și aplicații practice ale montajelor electrice și electronice. Vă doresc o seară faină în continuare și vă aștept în episodul următor. Seară faină, numai bine!